Traficul feroviar a fost întrerupt luni dimineața între București și Craiova după ce un tren de marfă a deraiat în județul Olt. 15 vagoane ale acestuia au căzut de pe șine, iar 5 dintre ele s-au răsturnat și au blocat și al doilea fir al căii ferate. Garnitura era formată din 37 de vagoane încărcate cu cereale și aparținea unei firme private. 3 trenuri de călători au fost anulate, iar acolo unde a fost cazul, pasagerii au fost preluați cu autobuze și duși în gări, de unde și-au putut continua drumul. Haosul a continuat multe ore după incident din cauza faptului că au existat călători care au pierdut legăturile cu alte trenuri din cauza acestui incident. Cauzele deraierii urmează să fie stabilite de o comisie de specialitate.